Bună ziua, domnilor și domnilor! Astăzi e un nou eveniment extrem de important pentru circa 37.500 de cetățeni ai județului nostru, pentru că în cadrul proiectului regional Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare al județului Vrancea, Vrancea Aqua, etapa a doua, semnăm cel de-al 8-lea contract din cele 10 din cadrul proiectului regional. Și astăzi va fi semnat contractul de lucrări rețele apă și canalizare în gruparea Gugești, care va deservi o populație de circa 33.700 de locuitori din 11 localități: Bordești, Broșteni, Dumbrăveni, Gugești, Obrejița, Popești, Sihlea, Slobozia Bradului, Tâmboiești, Urechești, Vârteșcoi. Valoarea contractului este una foarte mare. Este vorba de 136.016.351,62 lei. Echivalentul a 29.000.000 de euro, 147.402. 115.613.898 sunt bani asigurați din fonduri europene, 17.682 sunt bani de la bugetul de stat, 2.720.327 din fonduri de la bugetele locale ale Consiliului Județean Vrancea și ale unităților administrative teritoriale. Vor fi realizate mai multe lucrări, respectiv la Bordești. Va fi extinsă conducta de aducțiune pe o lungime de 3.400 de metri liniari. De asemenea, la sistemul de canalizare vor fi realizate extinderi la rețele de canalizare de 8.773 metri, la conductele de refulare de 836 de metri și două bucăți pentru stații de pompare ape uzate. La Broșteni vor fi extinse rețele de alimentare cu apă cu 2.338 de metri, precum și rețelele de canalizare cu 2.309 metri. La sistemul de canalizare din Dumbrăveni vor fi realizate extinderi la rețele de canalizare de 12.800 de metri, la conductele de refulare de 586 de metri și o bucată pentru stațiile de pompare ape uzate. La sistemul de canalizare din Gugești vor fi realizate extinderi la rețele de canalizare de 3.640 metri, la conductele de refulare de 1.605 metri și la stațiile de pompare și ape uzate. La Obrejița va fi extinsă rețeaua de canalizare cu 4.769 de metri. La Popești vor fi realizate extinderi la rețeaua de distribuție de 7.288 metri și la rețele de canalizare de 8.091 metri. La sistemul de alimentare cu apă din Sihlea vor fi lucrări la extindere de rețele de apă de 6.116 metri, iar la sistemul de canalizare va extinde rețeaua de canalizare cu 5.572 de metri, conducta de refulare de 3.445 de metri și 4 bucăți pentru stațiile de pompare ape uzate. La sistemul de canalizare din Slobozia Bradului vor fi realizate extinderi în rețeaua de canalizare de 6.989 de metri, la conductele de refulare cu 2.152 de metri și 2 bucăți la stațiile de pompare ape uzate. La sistemul de canalizare din Tâmboiești vor fi extinderi la rețeaua de canalizare de 5.232 de metri, la conducte de refulare de 2.283 de metri și 2 bucăți pentru stațiile de pompare de ape uzate. După cum observați, noi nu ținem cont de apartenența politică a primarilor localităților, unde introducem infrastructură privind calitatea vieții cetățenilor. Și asta trebuie remarcat, ca să aibă ce comenta Cârcotaș. La sistemul de canalizare din Urechești vor fi realizate extinderi la rețeaua de canalizare de 5.725 de metri, la conducte de refulare de 353 de metri și 2 bucăți pentru stațiile de pompare ape uzate. La Vârteșcoi vor fi realizate extinderi la rețeaua de canalizare de 3.555 de metri, la conducte de refulare de 1.778 de metri
și două pipăți pentru stațiile de pompare ape uzate. Doamnelor și domnilor, perioada de execuție a lucrărilor este de 28 de luni plus 36 de luni, perioadă de garanție. Este un proiect ambițios prin care un număr mare de vrânceni vor beneficia de apă curentă și canalizare la standarde europene. Prin aceste modernizări va crește calitatea vieții cetățenilor județului Vrancea. Vă reamintesc faptul că proiectul regional extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Vrancea este finanțat în cadrul programului operațional de infrastructură mare, valoarea totală a investiției fiind de 941 de milioane de lei, respectiv 207 milioane de euro, 85% din această sumă este asigurată din fonduri europene, 13% din subvenții de la bugetul de stat, iar 2% reprezintă contribuția bugetului local. Perioada de implementare a proiectului regional este de 4 ani, între 2018 și 2022, și vă rog să-mi permiteți să urez succes constructorului SC Hidroconstrucția București pentru a duce la bun sfârșit acest contract în cele mai bune condiții. Felicitări, domnul director. Mulțumesc, domnul președinte. Urmează semnarea contractului. Vă rog. O să fac eu oficiul ăsta. Mulțumesc. Să fie într-un ceas bun. Să dea, domnule, să fie, mulțumesc. Eu, colegii din presă, reprezentanții, deci primarii localităților a căror cetățeni urmează să beneficieze de acest contract, sunt aici în sală și puteți vorbi cu ei fără niciun fel de problemă. O zi bună vă doresc. Sănătate mult. Mulțumim, domnule președinte. Domnule, 13:30. Bine și domnul director? Da, da. Sigur. Da? Da. Bine. Vă aștept acolo.